even get to run. Astăzi să jucăm Skyblock pe Play alături de Mircea, care este doar audio. De ce? Pentru că calculatorul a dat overheat, a dat crash și acum nu mai merge nimic. Acum am 5739 de follower pe Roblox. Pe nimeni nu-i interes de Roblox. Oh, nu, astea-s following. Followers. 5600. Nu. Ai following la cam mult, tip, nu? 5657. Tu! De followers pe Roblox. Tu. Apropo, dacă am arcul ăla, am la OP, știi tu, arcul cu power 3. Stone Sword-ul. Cum? Stone Sword. No, am un Stone Sword, dar n-am la OP, am unul cu Sharpness 1. Apropo. Nu scufere OP on. Nu mai există opțiunea, văd. S-a fi săturat și să fiu serios toată noaptea. Ce e mai bun? Sabie de piatră cu Sharpness 1 sau sabie de diamond? Sabie de diamond. De acord cu tine. Ai, like. Ei, fashion ban. Ce? E o pușcă din Boring Man. Da, el joacă Boring Man. Da, nu este boring deloc. Da, este, dar nici mare nu este. Da, știu, dar... De ce crezi că toate serverele sunt full pe Boring Man? Că jocul este iubit. Pentru că are 3 servere. Are 70. Exact, dintre care ping nu au decât 10 dintre ele. Yeah. Apropo, ce, dacă oamenii care se uită la tine să joacă Roblox, vă rog să-mi dați follow, că îmi știți numele de Roblox, dați-mi follow. Toată lumea știe numele de Roblox, are același nume ca în toate locurile. Ești Woody vs. Dog 12. 1-2 MLG shot. Ok, mi-e foame, eu sunt cu un gheapal. Lumesc, am 4 mere în inventar. Aleluia, credeam că o să faci mistake-ul care l-am făcut eu off-cam. Eu oară mi eram pe Skywars. Tu erai pe Survivor când ai făcut asta. Să fim serioși. Toi mi-am făcut jocul. Știi cum am apărat de un arrow? Stând, ori pur și simplu tipul m-a ratat, ori s-a întâmplat asta pentru că am stat în tall grass. Ok. Oh no, tipul s-a teleportat aici. Are să vrei de-am din chat. Când dădeam join la Roblox, yes, l-am tut, eram doar eu. L-am tut, trebuie să iau itemele. Trebuie să iau itemele. Stai, nu pot să vorbesc. Are item full full diamond enchanted. Mersi, tipule. Pe bune, tipule. Pe bune. Apropo. Tipul n-are pantaloni. Un arc power 5? Vreau să vă spun ceva rapid. Nu. Să închid confatul și dacă nu mă lași nici să spun ceva. Să închid confa. No. Care nici măcar nu ai confa. Exact. Ok, doresc să vă spun ceva, în Roblox, în prima zi în care m-am jucat, eram singurul numit Wolf vs. Dog 1-2, până când l-am întâlnit pe Iulian și am făcut primul videoclip. Acum sunt încă trei oameni care se cheamă Wolf vs. Dog. Eu tocmai am murit. Asta e din cauza povestii. Tipul ăla era hacker. Aveam același echipament. Am tras de la fel de multe ori cu sabie de diamond cu același enchantment, unul în altul. Iar eu mai trusesem și un arc cu power 5. Nu am vrut. Ce n-ai vrut, bă, să mă bați? Ce crezi, nu am vrut. Dar n-ai vrut să mă bați. No, mersi, ești foarte competitiv. Dacă n-ai vrut nici să mă bați.
Ce s-a întâmplat dacă ar vrea să bată pe cineva? Dar n-am al hax. Crash server. Care de fapt dă crash doar la tine. Dacă nu știați lume, există un hack numit Crash Server. L-am testat pe serverul lui Ilean și mi-a dat crash numai mie laptopul. GG. Test 2025. Atunci aveam un arc. Ești practic mort, n-am niciun arc. Da, mă bag așa cu... Încerc să văd ce iese. OMG, cineva a făcut o mapă pe Roblox. Ce? N-am sărit! OMG, cineva a făcut o mapă despre Roblox, despre Tokyogon. Nu, anime. Rock. Anime. Comentați down below dacă v-ați uitat la Tokyo Ghoul. Da, n-am nicio problemă cu anime-uri, dar nu mă uit. Comentați la down below dacă v-ați uitat la One Punch Man. Comentați down below dacă v-ați uitat la Naruto. Comentați down below dacă v-ați uitat la... Nu, ca să înțelegeți, astea sunt toate chestiile care insist ieri ca eu să mă uit. Da. Oh, am un bow cu power 3. Credeam că o să spui am un bow. Mircea. A spus this is a demo. Press space bar to start. Am apăsat space bar, nu s-a întâmplat nimic. Oh! Hey, oh, this is a demo. Ce vrei mai mult de atât? Ce mai tare demo 2000? Oh, asta este un demo chiar tare. Wow. Bătălia... Bătălia din Tokyo Ghoul. Primele. Bătălia... 30 de secunde. Bătălia versus... Wow! Ce tare e demo ăsta. E bătălia versus... Jason. Cine versus cine? De la main character versus Jason. Toți fanii anime să-l asculte, eu n-am gândit să-l ascult. Ok, l-am bătut. Bravo, laptopul Jason. Singurul Jason pe care îl cunosc eu este un youtuber. Beton. Un youtuber chiar beton. Are 20 de milioane de abonați. Credeam că ai spus Beethoven. De când ne cheamă pe Beethoven așa? Nu știu. De când a fost torturat și a devenit un goal? Și și-a pictat părul albastru, no, galben, și-a devenit o bestie gigantică. Și tai degetele de alți gol până se regenerează și le dai din nou și se regenerează și... Wow, l-am... Ești ciudat. Ce? Dar spuneam ce face Jason. Noi vorbim de Beethoven, nu de Jason. Parcă acum o secundă vorbeam de Beethoven. Cine-i Beethoven? Glumesc, este Beethoven. Cred că episodul ăsta nici măcar nu prea contează gameplay-ul pentru că e a patra moarte. Contează numai ce spunem. Mai degrabă ce spun eu. Nah, ce spui tu nu contează, e vorba de anime pe nimeni în interă. Beethoven! Beethoven. Oh nu, Beethoven mă tărtărează de nou. Sabi de diamond, chantată și bow cu power 3. Ok, este doar un demo, deci... Cum? E doar un demo, deci e doar bătălia versus Jason. Și Jason nici măcar nu se mișcă, are doar mada lor. Și te-a bătut, nu? Nu! Nici măcar nu se mișcă. Exact, tot i-a bătut. Și de ce pierdusem ultima dată?
Pentru că nu am avut acces la toată harta. Știi de ce? Pentru că probleme de generare a structurilor. Yeah, that's nice. N-am armură, n-am pantaloni. Ba da, tot ce am e pantaloni. Și ce spre și casă? Am nevoie de ceva care oamenii o numesc Patof. Well, that was random, wasn't it? Fiff. Dum 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 dum. Post comment. Am postat un comment. Like a loser. Like a loser. Nu iau pe tipul ăla. Știi ceva? Dau join la server ca să mă bat cu el din nou. Trebuie să recunosc, mi-a plăcut cum a început jocul. Ai zis că nici măcar se mișca. Worst demo! Nu, chiar a făcut modelurile faine și animațiile faine. Și ce-mi place să fac uneori? Să mă arunc de sus și timp ce cad să pun apă sub mine după care să o scol la loc. Ok, asta trebuie folosit de cineva. Este așa, este și un account de Twitter. După un alt YouTuber care așa și face, știi? Ia din astea de ciudate replici, dar care sunt normale în contextul jocului. Și le scrie pur și simplu așa out of context, știi? Wow, există alte mișcări în afară de click? Mare mirare. Poți să nu dai click? Da. Poți să dai E și R. Ba nu. El E R. No idea what was that. It wasn't me, I swear. Wow, răi mai mult ca și... Ok, trebuie să-l omor pe tipul ăsta cu arcul înainte să ajung la mine. De fapt, e cu foarte mult mai puternic ca mine. Nu e ca și cum m-ar bate. Ok, tipul trage parcul după mine, iar eu nu vreau asta. Tipul ăsta încă trage, iar eu sunt jos. Tipul ăsta chiar nu vede unde. Această bătălie e prea ușoară. Dodge. Osigete. Osigete. Tipul ăla e foarte low HP, cred, în acest moment. Să ce țin destul de low HP, așa că... Folosește hack-ul ca să afli. Nu. Tipul se uită la mine și n-am nevoie de hack-ul ca să-mi dau seama de asta. Vreau din nou să mă bag cu el. Ok, nu-mi place deloc lupta asta, pentru că mai sunt doar eu cu el și încă un tip, dintre care un tip se ascunde, iar noi doi ne batem în cel mai jalnic mod posibil. Fiecare se ascunde în locul lui și tragem cu arcul. Îmi place cum cele mai multe... comentarii pe Roblox sunt: are you poor? Do you need Robux? Check out www.freerobux.com. Nu! Parcă am pierdut tot jocul. Și de ce? Nu mai am să ceți. Poate repul la pe câteva din cele pe care el le-a tras. Ha? Smart. Ok, R-ul ăla efectiv plutește în aer, dar nu contează. Primi 6 R-uri. Tipul ăla iar a fugit.
Nu-mi plac tipii care fug în PvP-uri, mai ales când sunt mult mai buni ca mine. Ce faci, tipul ăla? Pe bune, tipule, chiar de când să te ascunzi acolo tot meciul? Cause I don't want that. No, pe bune, nu-l găsesc pe celălalt tip. Jocul se sfârșește în 1 minut. Da, bravo, play. AMG, ai un double jump. Ok, deci bănuiesc că nu-l pot bate pe tipul ăla pentru că se ascunde. Deci, Ilan, trebuie să te uiți la Tokyo Ghoul. Nu. De ce nu? M-am uitat la primele 30 de secunde. Și? Nu mai mult. Și? Nope. De ce nu? Nope. Crede-mă, nu are mațe, are doar puțin sânge. Ok, asta n-a sunat cum trebuie. Și? Asta sună foarte messed up. Și da. Noi nu suntem așa, nu? Eu sunt. Eu cu Mark suntem. What? Ok, deci Destructor, tipul ăla, a murit. Apropo, dacă și eu de ce am murit? Stai! O murit și tipul ăla și eu, de ce? Dacă, apropo, dacă crezi că primele 30 de secunde erau foarte prea gori pentru tine, să te uiți până la finalul season-ului 1. Challenge refused. Challenge refused. Challenge. A fost tot în challenge accepted. Challenge Parcă. Refused. Drăguță, harta asta e mai frumoasă, harta asta e groaznică. Oh, mersi tipule că ai venit drept peste mine. Oh, ok. Oh, fie. Ok, mai jucăm încă un match. Ce? Pe bune, ce ți s-a întâmplat? Eu mergeam în față și îmi dădea join în joc, știi? Și merg în față și îmi dau join fix în secunda în care se dau jos cage-ul. Și mă joinesc și merg în față și drept în void cu mine. 4, 3, 2, 1, drop me from the sky. Drop me from this guy. Apropo, season 1 este doar ca să te obișnuiești pentru ce urmează în season 2. Știu. Asta încerci tu să-mi dai cât mai multe motive să nu mă uit? Că merge bine. Felicitări, te descurci. Dar crede-mă, o să fiu onest. O să fiu onest. Season 2 este mai puțin gory decât season 1. Ok, da, tot am gândit să mă uit. Pe bune, tipule. Pe bune. Chiar așa încerca să facem bridge cu insula mea. E o glumă. O să-i continui eu bridge-ul. Bine, l-am omorât deja. Și acum o să-i continui bridge-ul, te rog să mă omori, te rog nu sniper, te rog nu sniper, te rog nu sniper. Te rog, nu sniffer. Hei, n-a zis nimic. Ce mai bun, un iron sword? Adică, hei, n-am zis nimic. Stai, ce mai bun, un iron sword sau un stone sword cu sharpness 1? Ai razon. D'acord. Roblox, noobs everywhere. De acord cu tine.
văzut tipul de acolo? I saw you right, right. You didn't saw anything. I saw you. M-am mirat în fața lui drept în punct în care el a tras oară. Măcar n-ai înțeles ce am spus eu. It's everywhere. Da. Eu n-am înțeles ce ai spus tu. U l-am urât? U? U s-a clas? U s-a clas? U l-am urât? U a murit. Oh no, m-am nevoie săgeți. Hai, dăm săgețile astea. Give me those săgeți. Those nice săgeți. Ok, mersi. Nu că te-aș fi și nimerit cu ele, dar n-am. Bad time, that thief. Da. Ok. De ce dap? Nu știu, dar de ce tipul ăsta mă lovește prin cactus? Asta e întrebarea vieții. De ce tipul mă lovea pe lângă cactus? De ce? Ok, urmez. Asta ar fost un outro ciudat dacă încercam să-l fac așa. Ok, urmez, sper că... Tot pare foarte ciudat. Sans! Ce? Nu, nu mai băga... O să mă bag în match-ul random. Ok, urmez, sper că... Here we go!